În săptămâna mare, datina românească spune să fim mai buni și mai iertători. Se pare că socialdemocrații țin cont de aceste vorbe și le iartă greșelile celor de la guvernare. Ori, cel puțin, nu mai aduc acuzații. Cu toate că expun anumite probleme legate de Planul Național de Redresare și Reziliență, cei din opoziție țin să sublinieze că nu acuză în săptămâna mare. Cred că trebuie depășite acele orgolii, dacă vreți, politice, pentru că vorbim de un plan național, un plan care trebuie să se adreseze tuturor zonelor și tuturor sectoarelor afectate de această pandemie. Nu vreau să acuz acum, pentru că este și săptămâna mare, pe cei care sunt responsabili de acest eșec. Nu vreau să-l acuz nici pe premierul Câțu, nici pe vicepremierul Barna, nici pe ministrul fondurilor europene, Ghinea. Dar vreau să trag un semnal de alarmă să se trezească toți, pentru că este o etapă extrem de importantă pentru români. De altfel, întreaga conferință de presă susținută astăzi a fost presărată cu Suntem în săptămâna mare. Inclusiv pe jurnaliști, Mihai Weber i-a rugat să țină cont de această săptămână atunci când adresează întrebări. Este o perioadă specială pentru fiecare dintre noi, o săptămână specială și profit de această ocazie, în primul rând, pentru a ura tuturor gorjenilor să aibă parte de sărbători binecuvântate. Această conferință aș vrea să fie puțin mai atipică. O să discutăm sigur despre câteva subiecte importante, pe care le considerăm importante, dar aș vrea să fie această întâlnire, aș vrea să fie pentru noi și pentru gorjeni să transmitem gândurile noastre cele mai calde și sincere tuturor celor care ne urmăresc. Vreau să vă dau posibilitatea și dumneavoastră să ne puneți întrebări dacă aveți, dar, repet, fiind o săptămână specială, aș vrea să ne concentrăm pe această temă astăzi aici. Așadar, săptămâna mare aduce gânduri bune socialdemocraților care până acum au criticat dur activitatea coaliției aflate la guvernare. Nu știm dacă au păcate și speră să le fie iertate, ori pur și simplu se îndreaptă cu fața către divinitate în ultimele zile până la Paște, însă cel puțin în această săptămână se abțin de la critici și acuze. După sărbători, probabil vor reveni la vechile metehne, iar cuvintele dure și moțiunile simple vor fi la ordinea zilei.